Bună seara și bine v-am găsit la știrile AgroTV, singurul buletin informativ cu și despre fermieri. Iată care sunt noutățile serii. Peste 950 de procese are în prezent Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, PEROL. Dintre acestea, 404 sunt cauzate de condițiile artificiale ce reies din proiectele cu finanțare europeană. 19 astfel de termene au fost finalizate până în prezent, din care 15 au fost câștigate de Agenția de Plăți, celelalte 4 fiind trecute în contul beneficiarilor fondurilor nerambursabile. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structura care se ocupă de împărțirea banilor europeni către fermierii români doritori să-și modernizeze exploatațiile agricole, are o misiune extrem de dificilă în relație cu beneficiarii banilor europeni, motiv pentru care sunt și cazuri în care a fost dată în judecată de potențialii beneficiari. Din cele 955 de astfel de procese pe care agenția le are în prezent, aproape jumătate sunt cauzate de condițiile artificiale. Avem astăzi o statistică privind numărul de litigii și s-a făcut mențiune la acest lucru vis-a-vis de aceste condiții artificiale. Deci astăzi AFIRUL are 955 de procese, din care 404 sunt pe condiții artificiale. Din care 15 au fost câștigate de către AFIR și 4 au fost pierdute de AFIR, ca și procese finalizate. Restul sunt în diverse faze. Deci astăzi raportul este de 15 procese câștigate de AFIR și 4 pierdute de către AFIR. Foarte multe proiecte ale fermierilor noștri prin PNDR au fost blocate din cauza condițiilor artificiale. Ghidul de condiții artificiale, ce are ca scop prevenirea neregulilor în gestionarea fondurilor europene, a creat mare vâlvă în ultima perioadă în sectorul agricol. N-am înțeles de ce, dacă nouă ni se acceptă să facem acest ghid, bineînțeles că dacă vrem să ne pedepsim, să punem un cadru cât mai restrictiv pentru fermierul român, este un interes european de a nu distribui acei bani, bineînțeles că țările dezvoltate se vor depărta și mai mult. Se pierde filozofia. Din ce înțeleg eu acum este că acel fermier care a fost întrebat și s-a răspuns consultantul, el în afară de faptul că știe să mulgă vaca, trebuia să știe să facă și proiecte. Dacă dumneavoastră credeți că așa cum arată în momentul de față ghidurile, un fermier, un om care mulge vaca și are nevoie de bani și de dezvoltare rurală, știe să răspundă și la întrebările dumneavoastră, iar noi ca federații nu suntem invitați la controle pe care dumneavoastră le faceți pentru a putea să ne spunem punctul de vedere și există procurorul care este Comisia Europeană și AFIRUL care este inchizitorul, eu cred că nu vom evolua și vom fi din ce în ce vom cere părerea și ne vom restrânge mai tare și vom decala aceste diferențe economice. Ce înțelegem noi prin artificial? Artificios, contrafăcut, nesincer, prefăcut, factic, creat după criterii subiective, arbitrare, făcut de om, nenatural, meșteșugit, arbitrar. Adică condiții subiective pentru oameni care vor să tragă bani de la Uniunea Europeană. Astăzi, în România, sunt din ce în ce mai puțini solicitanți de fonduri europene, urmarea acestor condiții artificiale. Pe de altă parte, și funcționarii publici care ar trebui să-și asume prin semnătură nu o mai fac de teama de a nu fi părtași la returnarea unor sume de bani. Deja există o stare neplăcută în toată țara când și solicitanți și funcționari publici nu mai vor bani europeni. Sigur, nu vreau să mă gândesc la faptul că aceasta este și intenția, ca România să nu poată trage bani europeni. Hai să zbunem și Bulgaria, că nu mai contează pe lângă noi. Deci asta eu cred că e o realitate și cred că de aceea România trebuie să suporte astfel de consecințe. A good part of my salary is paid towards my efforts to promote European agricultural funds in order to make absorption in Europe as high as possible. Every euro that has to be decommitted from a country's envelope that has not been used in a member state for the European Commission is a defeat. I swear to you, that is the truth. We want these monies spent, we want these monies used, and we want these monies well used. That is what we want. That's what the policy is there for.
Reprezentanții AFIR au venit astăzi și cu o propunere pentru a rezolva problema condițiilor artificiale, care a dat atâtea bătăi de cap beneficiarilor în ultimii ani. Ca să nu mai lăsăm la latitudinea experților de la AFIR să interpreteze diverse condiții care apar pe parcursul proiectului sau condiții care nu apar la început și îl vedem doar la ex post, să facem o anexă la ghidul solicitantului și deja s-a lucrat la cel puțin pe măsurile 4.1 și 4.2 la 8 și cred că și la celelalte, dar pe acestea le-am văzut, la acest ghid anexă la ghidul solicitantului pe care vrem zilele următoare să-l punem pe site-ul AFIR-ului, astfel încât să fie într-o oarecare transparență, astfel încât ea să fie adoptată odată cu ghidul solicitantului. Eu cred că este un lucru bun și atunci când un beneficiar sau un potențial beneficiar va depune un proiect, va ști care sunt elementele pe care ar trebui să le elimine sau cu care nu trebuie să se întâlnească pe parcurs, astfel încât acel proiect să fie eligibil, finanțabil și până la urmă dus până la capăt, pentru că eu cred că asta este rolul nostru, ca aceste proiecte să se deruleze până la capăt și să nu-i mai cerem fermierilor banii înapoi după perioada ex post, în care constatăm, din păcate, astăzi se întâmplă acest lucru, elemente care, cred eu, unele puteau fi verificate încă de la finanțare și astfel nu ajungem în această situație. Pe 23 noiembrie anul trecut, AFIR a publicat acest ghid ce se dorea încă de la început un ajutor pentru autorități și beneficiari. Din păcate, lucrurile nu au stat chiar așa. Ghidul de prevenire a neregulilor privind crearea de condiții artificiale în accesarea fondurilor acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 este un material de informare a solicitanților și a beneficiarilor fondurilor europene nerambursabile acordate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și constituie un suport informativ complex pentru întreprinderea măsurilor și acțiunilor necesare în vederea prevenirii neregulilor în gestionarea fondurilor europene. În prezent, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Andraș Sacal, a subliniat faptul că vechiul ghid consultativ nu mai este valabil, cu toate că avea câteva aspecte extrem de utile. Fostul ministru al Agriculturii, Daniel Constantin, îl acuză pe Achim Irimescu, actualul șef MADR, că a procedat greșit în cazul Lactate Brădet. Și asta pentru că s-a pronunțat prea repede și a făcut public numele fabricii care a livrat brânza ce conținea E. coli fără să aibă probe solide. Mai mult, Constantin a spus că dacă ar fi făcut o asemenea greșeală, și-ar fi dat demisia. Daniel Constantin, ministru al Agriculturii în perioada mai 2012-noiembrie 2015, consideră că actualul ministru de resort, Achim Irimescu, a procedat greșit în momentul în care a făcut public foarte repede numele fabricii Lactate Brădet în scandalul ce implica lotul de 25 de kg de brânză ce conținea bacteria E. coli. Cred că nici nu trebuie să mai comentez eu aceste lucruri, pentru că deja toate personalitățile politice au comentat, chiar și premierul a criticat modalitatea în care a fost abordat acest subiecte către ministrul Agriculturii. Nu știu ce ar trebui să-i facă premierul sau altcineva, eu vă spun ce aș fi făcut eu dacă eram în locul lui. Dincolo de faptul că nu aș fi comunicat în felul acesta, eu mi-aș fi dat demisia dacă aș fi făcut o astfel de greșeală. Mai mult, Daniel Constantin crede că toate aceste întâmplări au lăsat în memoria consumatorului român o umbră asupra produselor românești. Majoritatea produselor românești, de fapt toate pe care le găsiți astăzi la raft, sunt sigure din punct de vedere al consumului. În momentul în care se constată că există E. coli într-un produs, se merge pe trasabilitate. După ce ai identificat sursa, abia atunci poți să vorbești. Dacă s-a identificat la desfacere, la producție, la transport sau chiar la sursă, la bază. Eu am trecut prin astfel de scandaluri când am fost ministru, scandalul cărnii de cal, scandalul laptelui cu aflatoxină. Nu am pronunțat nume pentru că important era să izolăm produsele respective, să nu ajungă la consum și după aceea să găsim sursa. După ce am eliminat sursa, putem să vorbim de toate celelalte lucruri. Pe de altă parte, Achim Irimescu consideră că a procedat corect și transparent, conform regulamentelor europene. Referitor la cazul celor 25 de kg de brânză de vaci contaminată cu E. coli, precizez că am procedat absolut corect și conform cu legislația Uniunii Europene și Națională. Astfel, procedura de rechemare adoptată și de ghidul ANSVSA prevede, în cazul unei neconformități a produsului alimentar care pune în pericol major sănătatea populației și când alte măsuri nu sunt suficiente pentru realizarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății, se inițiază procedura de rechemare a acestuia de la consumator. Pe lângă informarea celorlalte operatori
actori din lanțul alimentar, operatorul economic informează în mod eficient și precis consumatorii în legătură cu motivul acestei acțiuni. Inspectorii veterinari au identificat prezența bacteriei E. coli în probe prelevate dintr-un lot de 25 de kg de brânză proaspătă de vaci, produsă de o unitate de prelucrare a laptelui din județul Argeș, și în probe de pui recoltată din frigiderul uneia dintre persoanele implicate în ancheta desfășurată de Ministerul Sănătății împreună cu ANSVSA. Taxa la raft este din nou pe agenda Parlamentului European, și asta pentru că specialiștii de la Bruxelles au analizat o multitudine de practici comerciale incorecte și vor să creeze un cadru legal pe care să-l respecte toate țările comunitare. Europarlamentarii cer transparența modului în care se formează prețurile pe lanțul întreg, de la fermieri și până la raft. Taxa la raft și relațiile contractuale dintre producători și marile lanțuri de magazine sunt din nou în atenția Parlamentului European. Comisiile din cadrul Parlamentului European continuă schimbul de opinii pe tema practicilor comerciale incorecte care apar pe lanțul alimentar, în cadrul unui amplu proces care ar putea avea drept efect legiferarea relațiilor dintre producători și lanțurile de hipermarketuri. Aceasta în contextul în care rapoartele comandate anii trecuți de Comisia Europeană au indicat că în toate statele membre, între producători și lanțurile de magazine apar practici comerciale incorecte. Îndemnăm Comisia să depună o propunere de lege. Un astfel de cadru legislativ ar clarifica situația fermierilor și ar putea conduce la adoptarea acelor măsuri prin care puterea de negociere a acestora să crească. Potrivit unui ultim raport al Comisiei pentru Agricultură din cadrul Parlamentului European, practicile comerciale incorecte descoperite la nivelul statelor membre pot îmbrăca forme diferite, multe dintre ele nefiind prevăzute în legile concurenței pentru a putea fi sancționate. Schimbările unilaterale și retroactive din contracte, perceperea unor taxe fixe pe care producătorii sau furnizorii trebuie să le achite magazinelor pentru a fi menținuți pe lista furnizorilor, amânarea plăților pentru marfa din magazine până la 120 de zile cu 60 de zile peste termenul limită reglementat prin lege, aplicarea unor discounturi arbitrare pe care retailerii le impun atunci când plătesc producătorii la timp sau înainte de termen, discounturi aplicate retroactiv sumelor datorate unui furnizor sau obligarea furnizorilor să lucreze doar cu anumiți terți pentru anumite servicii. Sunt doar câteva dintre practicile incorrecte enumerate de europarlamentari. Industria cărnii din Rusia este în pericol major, este semnalul de alarmă tras de Consiliul de Carne al Uniunii Economice Euroasiatice. Potrivit specialiștilor din acest domeniu, industria cărnii de porc rusească s-ar putea confrunta în următorii 2 ani cu un tsunami care ar atrage falimentul în toate sectoarele sale de carne. Aproximativ un sfert din producătorii de porci, 15% dintre producătorii de păsări de curte și o cincime din companiile de prelucrare a cărnii ar putea intra în faliment până în 2018, potrivit unui raport de prognoză al Uniunii Economice Eurasiatice privind industria cărnii din Rusia. Președintele Consiliului de Carne, Mușeg Marniconian, a declarat că producătorii de carne de pe piața internă au beneficiat de o scădere a livrărilor din import la toate categoriile de produse de carne, datorită punerii în aplicare a embargoului produselor alimentare din Rusia. Dar acesta a avertizat că în acest an efectul pozitiv al acțiunilor ar putea dispărea imediat. Ca efect putem vedea efectul de suprimare a prețurilor, având în vedere un exces în furnizarea de produse pe piață. În practica internațională, o astfel de situație ar duce la o creștere bruscă a exporturilor, menținând astfel rentabilitatea pentru participanții pe piață, dar în condițiile actuale din Rusia, o creștere dinamică a vânzărilor la export este mai mult decât de dorit, dar aceasta nu poate avea loc din cauza barierelor de reglementare și din cauza unor situații tehnice a comerțului internațional care nu pot fi depășite foarte repede. Mai mult, președintele Consiliului de Carne a vorbit și despre declinul cererii din sectorul cărnii din Rusia. Scăderea cererii de carne și de produse din carne va crește în mod dramatic, concurența fiind foarte mare între companiile rusești. Declinul în creștere a cererii pe care producătorii interni au resimțit-o în noiembrie 2015 va continua până în aprilie 2016, în timp ce evoluțiile ulterioare vor depinde de măsurile macroeconomice și guvernamentale pentru a stimula cererea. Potrivit Uniunii Economice Eurasiatice, în perioada 2016-2018, întreaga industrie a cărnii din Rusia va scădea în termen de rentabilitate, iar un număr mare de companii s-ar putea să nu supraviețuiască.
Dângăul Mare, sat din zona înaltă a județului Cluj, este vestit pentru calitatea cartofilor care sunt recoltați de pe câmpurile sale. Legume cu mare potențial să devină brand local. Cel puțin asta vor cultivatorii din zonă, care sunt dispuși la eforturi mai mari pentru a-și vedea produsele pe piață la locul meritat. O provocare în plus pentru ei vine și din partea vecinilor din satul Râșca, recunoscut la rândul lor pentru cartof. Însă concurența nu îi sperie pe cei din Dângăul Mare. Matei este unul dintre producătorii de cartofi din Dângăul Mare, unul dintre satele clujene recunoscute pentru calitatea cartofilor care se produc în acest loc. Tânărul spune că atât calitatea solului, cât și cea a sămânței dau produse de o calitate net superioară față de cea a mărfurilor similare din import. Fermierii de aici vor să acceseze fonduri europene pentru a-și susține afacerile. Este o zonă foarte bună pentru cartofi din punct de vedere climatic, și pământul nu este încă infectat cu foarte multe pesticide, nu se tratează în exces. Se lucrează încă un pic, putem să zicem că nu-i foarte tehnologizată la noi zona, poate ar trebui un pic să o mai tehnologizăm. Și se lucrează cu sămânță certificată, cei mai mulți dintre noi, aducem de la Brașov, de la Sibiu. Și gustul cartofului, în primul rând, este dat de pământ. Pământul din zona Dângăul Râșca este cam o zonă la fel de bună. Principala problemă a cultivatorilor de aici este că nu au un depozit modern de cartofi. Obstacolul poate fi trecut cu ajutorul unor investiții din bani europeni și a unor strategii de afaceri foarte bine puse la punct, care să livreze cartofii de Dângău cât mai aproape de cumpărători. Din cauza că n-avem în zonă un depozit unde să se poată ține. Oamenii ar produce și mai mult dacă ar fi un depozit unde să se poată ține. De la un program de la Cluj, o agenție GAL, Porolisum Cluj, a fost la noi la primărie, la Căpuș, prin doamna Dina, și ne-a prezentat unele programe care sperăm din toamnă să reușim să ne organizăm, să ne facem o asociație, să accesăm ceva fonduri, să facem un depozit și atunci sperăm să fie și în magazinele mari tot timpul cartofi de Dângău. Așa cum era de așteptat, producătorii de cartofi din Dângău, mulți dintre ei tineri, și-au dat seama că dacă se asociază, pot mai ușor să se afirme. Așa că au început deja tratativele pentru a pune bazele unei asociații de producători. Cu ajutorul acesteia, ei vor să pună cartoful de Dângău pe rafturile marilor magazine și, în perspectivă, să facă pasul următor către procesare. Sunt tineri care au accesat și prin GAL, mai sunt în Dângău, prin zonă, la noi, prin GAL au accesat. Sunt și care vor acum să acceseze pe astea naționale, cum au început, și toți ar vrea să ne asociem și să facem ceva pentru noi să fie mai bine. Nu avem cantitate și, în primul rând, dacă nu ai cantitate, nu poți să ții prețul, piept la prețul de la ei, dar cu calitatea stăm mult mai bine ca ei. Acestea au fost știrile zilei. Sunt Ruxandra Ilie și vă doresc o seară excelentă. Urmează Agrometeo, după care rămâneți alături de Rareș Hobeanu la Jurnalul de Agricultură. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!